Bună, ce faceți? Sunt Alexandru și astăzi vreau să vă prezint un nou clip cu produse terminate. După cum vă ziceam și pe YouTube, acolo în secțiunea de... Va trebui să vorbesc puțin mai rar și mai încet. Săptămâna trecută, cred că duminică, da, duminică, am scris eu acolo pe YouTube Community că nu o să ne vedem pentru că am fost răcită și n-aveam voce și nici acum nu am, dar am zis că băi, vreau să filmez pentru YouTube, n-am mai filmat de 2 săptămâni și chiar îmi este dor, sincer să fiu. Și am și foarte multe produse pe care le-am terminat în ultima perioadă și vreau să vă vorbesc despre ele. Acest ser de la Balea, Balea Vital Intensive Serum cu ulei de argan și nu mai știu exact ce avea. A fost ok, îl aplicam seara, știu că hidrata destul de bine, dar nu știu să vă zic dacă am observat că făcea o anumită chestie sau nu știu ce. Mi se părea că aveam tenul foarte fin după ce îl foloseam și parcă și puțin mai hidratat. Găsiți în DM, nu mai știu care a fost prețul, cred că 20 de lei sau ceva de genul. Mai departe, am terminat acest gel de duș de la Avon, Avon Senses cu Raspberry Delight Shower Gel cu zmeură, care mi-a plăcut foarte mult, a mirosit foarte bine, l-am primit de Crăciun și cred că a fost și în ultimul meu clip cu produse favorite. O să vă las pe aici pe undeva sau dacă nu în descriere linkul către clipul cu produse favorite. Mai departe, am terminat acest spray cu protecție termică de la Schwarzkopf Got to Be Guardian Angel. Protejează până la 220 de grade. Mi-a plăcut, dar în continuare preferata mea este cea de la Sios. Mi se pare că aceea parcă acționează așa și ca un fixativ și oferă puțină rezistență cu afiuri. Am mai terminat și această spumă de curățare de la Balea Med, Ultra Sensitive. Îmi place foarte mult, este foarte blândă cu tenul și n-are nici ingrediente din astea dubioase. Am mai avut-o, cred că, de vreo 2 sau 3 ori și la fel mi-a plăcut foarte mult. Mai departe, am terminat acest ser de la Mixa cu acid hialuronic. Cred că este a treia oară când l-am folosit, cred. A doua sau a treia oară când l-am avut. Să știți că hidratează foarte bine. Gelul meu de duș preferat, acesta de la Yves Rocher cu cafea. Doamne, deci miroase genial. V-am vorbit, nu o să insist pentru că v-am vorbit despre el și în clipul cu produse favorite. Îmi place foarte, foarte, foarte mult. Chiar n-am ce să mai zic. O să trebuiască să-l recumpăr. Mai departe am terminat acest deodorant de la Nivea, Black and White Invisible Clear, care nu lasă pete albe, din câte mi-aduc eu aminte. Știu că l-am tot recumpărat și bănuiesc că dacă l-am tot recumpărat face ceea ce spune. Mai departe, tot de la Mixa, am terminat și această cremă din gama Hyalurogel. Hyalurogel Rich este aceasta. O cremă cu hidratare 24%, conține 10% glicerină vegetală și acid hialuronic. Din câte mi-aduc eu aminte, parcă este pentru toate tipurile de ten. Da, este pentru toate tipurile de ten și să știți că, deși este super hidratantă, tenul meu gras a înțeles foarte bine cu ea. Așa că, da, v-am mai vorbit despre produsele de la Mixa și le-am mai postat și pe Instagram și peste tot. Bun, am mai terminat și acest spray de corp de la Avon. Ține zmeură și acesta mirosea foarte bine, dar o să păstrez recipientul pentru că eu mai pun spirit în recipientele de genul ca să folosesc spiritul când îmi fac unghiile sau să mai dezinfectez așa suprafețe. Spirit sau ceva dezinfectant. Așa. Mai departe am terminat acest scrub de corp de la Organic Shop. La fel, nu o să insist, este cu... Stai că am uitat cu ce era. Era cu zmeură, nici nu era aici. Cu zmeură v-am vorbit despre el și în clipul cu favorite. Tocmai de asta am zis că nu o să insist. Și dacă tot suntem la scrub-uri de corp preferate, l-am terminat și pe acesta de la Avon, Far Away, The Journey Collection. Mirosea foarte, 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 foarte bine. Tocmai de asta, la fel, v-am vorbit despre el în clipul cu favorite. Am terminat și acest spuman de baie de la Avon cu raspberry, cu zmeură și cassis, nu știu ce este cassis. Știu că făcea o spumă foarte drăgu. Stai așa să văd dacă găsesc ce este cassis ăsta. Chiar nu știu ce este cassis. Ce e aia cassis? Stai așa, caut pe net. Chiar nu știu ce este. Nu mai am nici baterie cu ocazia asta. Ba da, am.
A, nu știu exact ce s-a întâmplat, trebuie să oprez niște din astea. Stați așa, să căutăm ce este casis, ce este acest casis, casis. Raspberry, zmeură și casis. Oh, m-a luat un Google-ul raznă. Casis fruit. Doamne. Știți ce înseamnă casis? Coacăze, cred. Da, coacăze. Ok. Cum să nu recunosc coacăzele? Serios? Ok, casis, zmeură, da. Probabil nu prea am simțit mirosul de, de casis, de coacăze negre. Mi se pare că miroase mai mult a zmeură. Acest gel de duș de la Balea, Glossy Touch, am crezut că are ceva sclipici în el, dar n-avea. În schimb, mirosea foarte bine. Era tot cu... Bine, a fost în ediție limitată. Era cu parfum de cireșe și lemn de santal. Știu că mirosea bine, 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 doar că nu știu de ce. Pentru că probabil scrie aici Glossy Touch, m-am așteptat să aibă sclipici în el sau ceva particule sclipicioase, dar n-a avut. Mm. A fost ok, în schimb. Am terminat și, dacă tot suntem, de fapt, la geluri de duș de la Balea, să vi le arăt și pe acesta. Cu lămâie și lime și mentă, care, fetelor, ăsta miroase a prăjitura aia, alba ca zăpada. Este... foarte, adică miroase foarte, foarte bine. Gelul ăsta de duș de la Balea, să știți că sunt, adică miros ele bine, doar că usucă puțin pielea și apropo de asta, să știți că acesta de la Yves Rocher nu usucă pielea. Bun, l-am mai terminat și pe acesta cu, stați așa că l-am luat tot pe ăsta, l-am terminat și pe acesta cu sare de la Marea Moartă și mai avea ceva, minerale marine și parfum de mentă. Ăsta la fel mirosea foarte bine, foarte fresh. Mirosea o limonadă așa mai degrabă decât a, nu știu ce sare din Marea Martare. Dar mirosea limonadă proaspătă. Chiar mi-e poftă de limonadă. Am terminat și două paste de dinți de la Dentodent. Pe aceasta mov și pe aceasta albastră. Îmi plac doar că m-am plictisit de ele și mi-am luat ceva de la Colgate acum. Am terminat acest gel de curățare de la Garnier. Mi-am adus aminte de ce am așa un deja făcut produsele pentru ten în clipul ăsta, pentru că am filmat în vlog, mă sparcă, un clip cu rutina mea de îngrijirea tenului și cred că de acolo am așa un deja viu cu toate produsele astea pentru ten. L-am terminat pe acesta de la Garnier Pure Active Purifying Cleansing Gel. Este un gel de curățare cu extract de eucalipt, cu zinc și acid salicilic. Ei spun că elimină impuritățile și minimizează porii. Acum nu știu ce să zic despre chestia asta. El curăță foarte bine, doar că mi s-a părut că... Adică mi s-a părut, mă ustura ochii când îl foloseam în jurul ochilor. Deși da, știu că nu e ok să folosim geluri de curățare în jurul ochilor, dar cu ce mă spăl în jurul ochilor dacă nu cu un gel pentru față? Mă rog. Dar da, ăsta e... Știu că mi-a zis... o fată pe Instagram, Adriana parcă, mi-a spus că l-a folosit pe acesta și că i-a apărut, nu pe Instagram, pe YouTube, mi-a scris Adriana în clipul, da, în clipul cu rutina din grijă a tenului, mi-a scris că ea l-a folosit pe acesta și că a avut o erupție urâțică de la el. Acum nu știu ce să zic, eu n-am pățit, adică tenul meu s-a comportat foarte bine și v-am mai spus eu că tenul meu este foarte de treabă așa, adică în momentul în care îmi pun un produs care nu îi place, cel mult îmi apar niște coșulețe, dar în rest nu fac erupții din astea urțele, nu prea reacționează, adică nu reacționează urât așa în momentul în care nu îi place un produs. M-am zis, cel mult îmi apar coșuri, dar în rest nu văd așa chestii extraordinare. E, v-am zis că e băiat de treabă. Am terminat un deodorant de la Dove, tot așa Invisible Dry. Eu am o problemă cu astea, care nu trebuie să lase pete pe haine, pentru că mi-am stricat foarte multe haine cu deodorante care lăsau urme albe. Așa, și apropo de asta, să știți că nici asta de la Elmiplant cu acid hialuronic nu lasă urme albe sau galbene pe haine. Nu știu acum ce să zic, este cu acid hialuronic, știu că miroase destul de bine. Chiar și acum am unul din aceeași gamă, doar cu... cred că este cu trandafir cel pe care l-am acum și miros destul de drăguț deodorantele astea. Așa, am mai terminat și crema mea preferată
trebuie să ajung neapărat în demers să o recumpăr, aceasta de la Balea Med Sensitive, un produs pentru păr. Această cură pentru păr, nici nu știu cum să-i zic. Da, Balea Professional Cură Rapidă Păr este din gama aceasta Oil Repair Intensive și vreau să vă zic că mi-a plăcut foarte mult. Într-adevăr, ei spun că este pentru o singură utilizare, dar eu am folosit de două ori din chestia asta, așa micuță, și chiar mi s-a părut că, adică mi s-a părut, nu mi s-a părut, chiar a hidratat foarte bine părul și strălucea așa, era foarte, foarte drăguț. Și chiar mă gândeam că, uite, ar fi o idee bună ca în momentul în care plec la mare sau, nu știu, prin vacanțe, să-mi cumpăr o din asta, cred că costă în jur de 6 lei și cred că dacă mi-au o de asta la mine, cred că mi-ar ajunge și este și foarte micuță și face o treabă și foarte bună și foarte bună la preț și deci nu trebuie să o car bagaj, adică nu ocupă foarte mult spațiu. Dar da, chiar vreau să vă recomand produsul ăsta să-l încercați, n-aveți, adică aveți de pierdut 6 lei atât, nu e ca și cum e vreo mare pierdere, dar pentru părul meu cel puțin a funcționat și bine, acum eu nici n-am părul vopsit sau doar că da, folosesc peria rotativă pe el, dar părul meu nu e decolorat, nu e vopsit, deci pentru părul meu a funcționat ok. Acum dacă aveți părul foarte, foarte, foarte deteriorat, nu știu să vă zic dacă ar avea același, dacă ați avea aceleași de rezultate. Dar puteți să-l încercați, v-am zis, aveți de pierdut 6 lei, nu e mare. Așa și tot de la Balea am terminat masca mea preferată cu vanilie și ulei de argan. V-am vorbit despre ea de foarte multe ori și la fel nu o să insist. Da, n-am ce să vă mai zic. Dacă tu suntem la măși pentru păr, de fapt cred că ăsta e singurul produs pentru păr pe care îl mai am, da? Am terminat această mască de la Giaia sau Ziaja, Giaia cred că se zice, cu lapte de capră, care mi-a plăcut, este ok, rase foarte bine, uite, ăsta este un plus foarte mare și cu ocazia asta mi-am adus aminte, pentru că am fost aici lapte de capră, mi-am adus aminte de niște, acum facem așa puțin, îndepărtăm puțin de la subiectul clipului de astăzi, vreau să îmi spuneți, dacă sunteți din generația mea, dacă își mai aduce cineva aminte de desenele acelea care erau pe Jetix, familia Tofu. Și știu că a fost la un moment dat un episod, uite, chiar le-am căutat pe, n-am căutat pe YouTube, știu că le-am căutat pe YouTube acum ceva timp și le-am găsit, mă tot uitam, dar mi-am adus aminte, acum chiar o să caut, să mă uit la familia Tofu. A fost un episod în care fata, nu mai știu cum o chema, din familia Tofu, a descoperit ea o mască pentru păr cu lapte de capră și s-a dus la școală și de fapt, nu știu, își spăla laptele cu laptele, spăla părul cu lapte de capră și s-a dus la școală și mirosea părul la lapte de capră, nu mai știu exact, era ceva de genul, dar știu că din episodul ăla am înțeles eu, mică la vremea, nu știam de măși, de păr și de chestii din astea, dar știu că am înțeles de atunci că laptele de capră este foarte bun pentru păr. Și când am primit masca asta în calendarul advent de anul trecut, din 2022, am fost așa, wow, mască cu lapte de capră, sigur e bună, pentru că am văzut eu la familia Tofu. Deci este foarte posibil ca să fii influențat cumva. Da, nu, chiar a fost bună, să știți, a fost ok. Dar dacă aveți părul vopsit sau foarte tratat sau foarte așa, nu știu ce să zic. Am terminat o apă micelară de la Gerocosen cu ulei de argan, care cică este argan bio, apă micelară 3-in-1 pentru față și ochi. Nu mi-a plăcut, m-a usturat tenul de la ea, m-a usturat ochii de la ea, mi-au apărut coșuri și nu o recomand. Dar, da, mă rog, poate sunt fete cărora li s-a potrivit, dar mie chiar nu mi s-a potrivit, nu știu exact de ce, ci că hidratează și tonifică. Probabil, nu știu, conține ingrediente ok, văd, cred. Ci că argan bio, aloe vera, mușețel, curăță și îndepărtează. Nici nu mi s-a părut că îndepărtează foarte bine machiajul, mă și ustură ochii de la ea, mi-au și apărut coșuri. Nu recomand. Nu mi-a plăcut. Am mai terminat un... Mi-am două produse și gata. Am terminat acest spumant de baie de la Avon cu white peach, piersică și vanilie. Mirosea foarte, foarte bine și făcea foarte multă spumă. Și îmi plac foarte mult produsele astea de baie de la Avon și are și cât? Un litru. L-am primit de ziua mea, adică în septembrie și l-am folosit mai mult în perioada asta rece. Da, da. Face foarte multă spumă. Am terminat și acest lapte de corp de la Neutrogena
Foarte bun, să știți. Foarte, foarte, foarte bun. Este un lapte de corp, loțiune de corp intens reparatoare cu formură norvegiană. În general, să știți că mă înțeleg foarte bine cu produsele de la Neutrogena. Chiar mi se par foarte bune și foarte hidratante. Cred că am vorbit despre ea într-un clip cu produse de corp. Da, și v-am recomandat-o acolo. Acestea au fost produsele pe care le-am terminat în ultima perioadă. Mă bucur tare mult că am putut să duc până la bun sfârșit acest clip. Mă simt foarte aiurea că trebuie să vorbesc așa mai lent. Dar, da, gata. Lăsați-mi în comentarii, spuneți-mi părerile voastre despre produse. Nu știu, spuneți-mi dacă ați avut vreun produs din toate astea și v-a plăcut sau poate nu v-a plăcut niciunul. Habar n-am. Vă mulțumesc mult de tot că v-ați uitat la clipul meu. Noi ne revedem duminica viitoare cu un vlog, sper eu, dacă sunt toate lucrurile bune, și sper ca duminica viitoare să revenim și la voci mai bune. Gata, vă mulțumesc că v-ați uitat, aveți grijă de voi. Pa, pa!